când are de nu că nu. Dacă îmi permiteți, domnul Bădulescu este aici, administratorul public, și rog să meargă cu echipa acolo să cosească, nu știu, să taie vegetația, că nu e iarbă, să taie vegetația, poate arbuști uscați și așa mai departe. Și mă gândesc chiar la domnul Plejanovski, dacă nu, nu mai știu cum, dacă are împrejmuire, cred că avea o împrejmuire. Ar trebui să înființăm o împrejmuire sumară, simplă, foarte simplă, totuși să împrejmuim acest imobil, astfel încât să nu mai fie deschis vandalilor care să mai intre pe acolo și care poate chiar să stea în grădire cu noapte. Adică să-i facem un gard simplu. Și înainte curățenie, în partea asta, incendizarea vegetației. Da. Anterior ședinței comisiei din care fac parte, din data de 16.03.2017, am primit o adresă prin care Asociația Partida Romilor Pro Europa solicita comisiei noastre aprobarea sumei de 3.000 de euro pentru sărbătorirea în data de 8 aprilie 2017 a Zilei Internaționale a Romilor. Deci, nu știu dacă eram cei mai potriviți pentru rezolvarea acestei solicitări, dar dacă ni s-a trimis nu, ni s-a adresat nu, am preluat-o. Vom continua cu această solicitare. Mai rău există și o adresă numărul 30.084 din 23 decembrie 2016, din care se recomanda primarului, proiectarea bugetului pentru 2017 cu o linie dedicată pregătirii și cofinanțării proiectelor susținute de strategia de dezvoltare și proiectele specifice minorităților. Măsuri cerute de hotărârea de guvern numărul 18 din 2015. Aceste documente erau semnate de domnul Gabriel Lingura, președinte al asociației și Ionel Marghiolescu. Deci, președintele de la Câmpina, Gabriș, și Ionel Marghioleanu de la Prahova. Luând în discuție această solicitare, am constatat că cel puțin suma de 3.000 de euro, în afara faptului că este destul de mare, nici nu poate fi pusă în discuție, întrucât se solicita într-o altă monedă. Și, ca urmare a discuțiilor avute, l-am contactat personal pe domnul Gabriș, și am explicat că nu se poate să îi se acorde această sumă și că, în conformitate cu recomandările compartimentului audit, trebuie să primească, să solicite defalcat pe fiecare activitate pe care și-o propun, suma solicitată care să dea acel total de care au nevoie. În data de 28 martie, am mai primit o altă adresă, de data aceasta, care respecta solicitarea, adică precizarea făcută, solicitau de această dată 8.000 de lei și, într-adevăr, aveau defalcarea sumelor pe activități, corectă, de altfel dacă făceam socoteala, dar și dorința lor de a desfășura evenimentul pe platoul Mușcel. Noi am luat în discuție această problemă și am zis că, în conformitate cu drepturile omului, fără a discrimina, solicitarea ar fi îndreptățită. Dar, între timp, am fost contactat de alți membri, rori, care m-au solicitat. Eu, băiat curajos cum sunt, deși mi s-a ridicat părul un pic pe piept, m-am dus
în regiunile respective și vreau să vă comunic că am fost pe străzile pădurii, cărămidari și oboruri. Nu pot să vă descriu cuvintele care le-au adresat pentru președintele asociației, dar pot să vă spun că nu sunt de acord cu acest lucru. Sunt foarte hotărât să facă balamuc. Deci ce face că anul trecut? Eu nu știu ce a fost anul trecut. Zice, au pus mâna pe bani, că au întins mese, au băut și au mâncat și noi am stat și unii care au știut, n-au fost toți anunțați. Și noi am stat și ne-am uitat și am ascultat muzică. Și i-au făcut buta mare. Iată-ne, eu am anunțat membrii comisiei, nu știu cum să răspund la această solicitare, având în vedere că ar trebui să-și desfășoare activitatea pe 8 aprilie, timpul este scurt, consider că așa cum au depus treburile, solicitarea este un pic tardivă, dar nu știu cum să ne răspunde, să nu ne punem dacă urmeziști. Vă ajuta dacă poate, haide să discutăm și să găsim o soluție sau să le răspundem. Până la urmă, cred că ar trebui să rezolve problemele lor, intraetnice, și după aceea să vină să ne solicite acest lucru. Am încheiat. Vă rog frumos să... Pe Mușel... O secundă, domnule, de a cerut domnul viceprimar, ce s-a spus să înțeleg că s-au adresat Comisiei Cultură în funcție că este o manifestare culturală. Adică asta... Și sportiv. Spargă, așa, cum e sfășurător. Bine, sunt sfășurător, nu am înainte. Numai pentru ce vor să... Da, așa, așa e, pentru protocol, pentru... Peste puțin, nu... Cum e sărbarea asta? E o chestie culturală, etnică și trebuie să încurajăm să nu facem discriminare, spun poezii, cântă, dansează, adică... Nu am venit sau este de altă... cu... Eu am important, să nu petrecem. Una e un har, ca să știu ce așa. Domnul viceprimar, putem întreba colegii că au participat în autorizare. Cine a stat în capătul mesei, domnul Dragomir, a stat în capătul mesei, dar nu trebuie să deci, vă spun, ei au zis, domnule, noi nu avem nevoie de petrecere, domnule, noi avem nevoie de altceva. Banii ăștia, dacă se dau, de unde se dau, ei nu trebuie să fie folosiți pentru paranghelie. Ei trebuie, zice, ia ce să iară să pună mese, afișe, bene, ridicatații, paiere, bine, cursoare. Am înțeles că am trecut, n-au existat ceva de genul ăsta. Masă, protocol, 2500 de lei. Serviciu tarab, dansul, muzicanți, 3000 de lei. Asta e cea mai mare sumă. Scenă plus sunet, 1000 de lei. Deci, cam asta este. Ei, cei de acolo din comunitățile care v-am precizat, a zis, dacă se dau bani, trebuie să fie bani pentru modernizare căi de comunicație, prelungire rețea de alimentare de apă, direcționare apei fluviale, acte de identitate sau de proprietate. Asta vor. Singura mulțumire care ar rezolva problema, cu scuze că am intrat, să le dea bani să împartă la toată lumea. Și atunci nu mai avem vorbiu. Eu cred că spate prea mult acest subiect. Dacă dumneavoastră doriți să acordați o sumă de bani pentru această, să zicem, manifestare culturală, nu știu cum să zic, sportivă, sportivă, puteți să o faceți mâine în cadrul ședinței Consiliului Local, în lista de manifestări culturale, sportive, educative și așa mai departe. Dacă nu, nu. Noi avem o experiență, s-au acordat niște fonduri, a fost și un fel de bufet suedez, au fost un fel de informații despre cine a fost și ce a făcut, exagerate, deformate și lucrurile pe mare cineva chef să învățească. Eu la un moment dat i-am întrebat, voi participați cu ceva la chestia asta? Da, e mult de zis și legătură cu strategia pentru sprijinul robilor, nu e cazul să discutăm acum diverse. Dacă vreți să facem o discuție specială, noi avem un proiect de finanțare. Am propus să realizăm un gal și că știți, grup de acțiune locală, pentru, cum să zic, construirea unui proiect major de finanțare pentru comunitățile sărace, care va cuprinde mai multe proiecte. Și dacă doriți, facem o discuție specială. N-are rost să ne spuneți acum ce au zis cei de la Mogador, ce au zis cei după Oborului, ce au zis Gabriel și ce au zis Boian Trandafir și nu știu mai cine. Eu zic că ne pierdem vremea asta. Nu vă supărați. Nu, nu mă supăr. Adică nu vreau să-i prind la mine pe la poartă. Păi, și...
Păi dacă v-ați dus la ei pe ultima, acum vă și știu. Mâine să-l dacă vezi transmisul. Dacă nu plec la acolo. Vă ții de mașina pe mie, vă rog să tratați un pic mai serios, vreau, pentru că aici e vorba despre naționalități etnice germane și despre alt gen de naționalitate. Știți foarte bine că ne putem trezi cu niște țintură după ala cu cei care... Așa. Noi am făcut plăcerea să dăm putință la comisie ca să îi ascultăm pe acești oameni. Au venit foarte târziu ultima cerere, când bugetul era deja făcut. Și cred că intervenția domnului Dima aici de față, care s-a implicat mai mult în acest aspect și chiar îi mulțumesc pentru asta, este de sub forma următoare. Credeți că este oportun să băgăm în bugetul de mâine, în bugetul public de mâine, această manifestare a Asociației Romilor, fără să, cum să zic, să băgăm peste mână, peste rând, în mod normal, dacă ar trebui să urmăm cursul normal al cererilor și al ședințelor care se fac, ar trebui să venim undeva la luna viitoare cu un proiect de hotărâre distinct pe această temă. Cred că asta a fost sensul întrebării domnului Dima, dacă dumneavoastră credeți că este oportun ca noi mâine să forțăm nota băgând în bugetul public această poveste. Bun, înainte de a da cuvântul doamnei Tudor, vreau să vorbim un pic despre oportunitatea de a devansa orașinței de mâine. Puteți ne vedem mai devreme? 2:30? S-a anunțat convocatorul. Bun, rămâne pe 4:30. Propunerea vine de la domnul primar, nu are ca să pietre mie. Doamna Tudor, vă rog, 5 minute maxim. Păi nu, domnul președinte. Domnul președinte, v-aș fi rugat să ne transformăm acum situația asta. Dacă e importantă, să știți, nu e chiar așa de... Mănânci din timpul meu. Stai jos, vă rog, doamna. Doamna Tudor, n-am terminat de discutat, mai stați un pic jos. Eu vreau să vă dau o veste bună într-o corespondență pe care o avem deja cu CNI. Am constatat că, în afară de faptul că sala de sport de la Școala Generală Ion Câmpineanu a fost prinsă pe lista sinteză pe care e vreo 7-8 ani de zile, în sfârșit acum au început să ne ceară documentații, ceea ce înseamnă că sala de sport este pe cale de a fi prinsă în programul lor de investiții în acest an. Este o informație bună, mai rezolvăm o problemă cu legătură cu stele de sport lipsă. În cealaltă parte, nu se întrevede apariția programului de finanțare pentru extinderea spațiului de învățământ, așa se numește programul de finanțare, prin POR, dar de fapt, într-un mod discret, pentru Școala Generală BPHD, publicarea, de fapt, și realizarea unui stel de sport. Așteptăm să apară acest ghid spre consultare, pentru că așa se întâmplă acum, pentru fondul european, la început apare ghidul de finanțare spre consultare, primăriile, toți actorii care pot interveni, pot propune modificări, se duc trimis la minister, ghidul se stabilește în forma finală, după care apare programul de ghidul de finanțare pentru programul de finanțare. De aceea nu am propus, că deja anticipez puțin discuția de mine, de aceea nu am propus Consiliul Local un studiu de fezabilitate sau, cum să zic, documentație mai multă pentru proiectul școlii sării de sport de la PPHD și baza sportivă, pentru că încă nu se întrevede apariția ghidului de finanțare. Pentru altele am propus. Cam atât vreau să vă spun. Dacă mai sunt întrebări, cu mare plăcere, cu atât pentru ziua romilor, ce vreți să vă păreți? Deci eu propun, dacă să ne dăm niște bani, să ne dăm niște bani să fac un spectacol la Casa de Cultură, nu pe Mușcep. Și atunci am spus că nu o să mai avea nimeni să ia bani ca să fac un spectacol specific etnie țigării. Așa este răspunsul. Și le dăm niște bani să facă un spectacol, să se culturalizeze, nu să facă un petrecere. Da. Casa de Cultură nu poate să facă un petrecere. Bună propunere. Eu semnătul la spectacol. Bună.
Bun, acum putem să-i dăm cuvântul doamnei Tudor. Doamna Tudor, 5 minute, două minute. Concis, vă rugăm, pe curs și la urmă. Rugămintea mea este, și am venit în fața Consiliului Local, ca să audă toată lumea, să nu zică că vorbesc la colțuri. Înainte de a vă spune ce vreau să rezolv, îl solicit pe domnul inginer Enache. Domnul inginer Enache, împreună cu alt coleg, cu domnul vicepriticoi, să vină la fața locului și să rezolvăm, sau să putem, dacă putem să rezolvăm niște lucruri care sunt importante. Bun, și pentru lumea, vreau să rezolvăm zidul care susține terenul ce fuge din curțile oamenilor spre lac și descoperă țeava de canalizare, fraților. Deja a pornit la vale căminul care susține țeava de canalizare. Doamne ferește, dacă se rupe, se duce cu totul în lac. Una la mână, doi la mână. Dorim acolo, cei care am rămas fără zidul de susținere al terenului care se duce în lac, să ne sprijine primăria cu ce poate să ne sprijine, o mașină de balast și o mașină de beton. Și noi, restul, avem forța de muncă, avem tot ce ne trebuie și să facem acel zid să poată nu mai să ducă pământul din curțile oamenilor să acopere faleza care este la lac. În al treilea rând, aș dori din tot sufletul ca domnul primar să mă înțeleagă că am fost de foarte multe ori la dânsul și nu mi-a rezolvat până la capul problema, să trimească cineva să măsurăm curtea mea ca să pot să fac gardul de împrejmuire a curții. Știu că vecinul de lângă mine mi-a dărâmat camera din curte ca să-și înalce o clădire cât toate zile deasupra celorlalte case, dar asta nu mă interesează și nici nu vreau să reclam ceva. Dacă dumneavoastră considerați că e bine făcut, e foarte bine. Dacă nu e făcut bine, luați măsurile de rigoare și așa mai departe. Pentru camera care am avut-o în curte construită, eu plătesc impozit. La ora actuală, de 3 ani de zile, plătesc în continuare impozit și mă întreb pentru ce. Că nu mai există camere. Aș dori de asemenea, din tot sufletul meu, să mă înțelegeți, da, să mă înțelegeți că nu avem acces de intrare în colonie. Ca să bag o mașină de pământ sau de nisip sau să intre salvarea sau să intre unul care să mă salveze, să nu mor acolo, n-are pe unde să intre. Pentru că vecinul de lângă mine, nu știu cine i-a dat autorizație să construiască gardul și n-a respectat hotarul care trece în colonie, să rezolve problema, să avem cei 3,50 m cât au fost prevăzuți inițial la crearea acelei alei de acces, să putem să o folosim ca atare. De asemenea, aș mai dori din tot sufletul să mă înțeleagă domnul Tiseanu, gata, am terminat, să mă înțeleagă domnul Tiseanu că în fiecare zi avem musafir pe care noi nu-i dorim, de la ISU, nu știu ce e ala ISU, de la pompier, de la nu știu de la ce organe vin acolo și ne amenință și ne avertizează că este bombă cu ceas faptul că nu s-a realizat investiția de gaze. Fraților, faceți tot ce este posibil omenește, că ferească Dumnezeu să sărim în aer, pentru că instalația de gaze are 131 de ani, care trece prin toate podurile acelor 5 imobile care sunt acolo. Fiecare dintre noi, după ce am cumpărat aceste imobile, au făcut tot felul de intervenții în țeava comună care trece prin asta. Și-au montat centrale termice, și-au făcut schimbări de instalație în locuință, și-au făcut exteriorul, și-au scos contoarele nu știu cum și nu știu în ce fel. Și-au mărit spațiile de lucru. Dar dumneavoastră ne spuneți multe probleme. Da. Acestea, dacă dumneavoastră ați cumpărat imobilul, ca să fie clar, să nu se creeze impresia altei acțiuni, dacă dumneavoastră ați cumpărat imobilul, este sarcina dumneavoastră să modificați instalația astfel încât să fie conform legii. Dacă este o bombă, este
din cauza dumneavoastră că nu vă modificați terminați investiția care o aveți în colonie. Terminați investiția. Ați adus conducta de gaze până la capătul străzii, până la capătul, la începutul aleii. Trimiteți pe domnul Ienache să vadă despre ce e vorba. Și să vină să vă facă. Este vorba de dispăgaz, vă adresați altul. Ăștia care știți să adresați, ne amenințe că e bombă cu cer, noi vreau să duceți la dispăgaz, să cereți. Păi am cerut domnul. Nu domnul inginer, am cerut și ne-a trebuit la urmă. Că n-ați terminat investiția. În legătură cu terenul, rog pe domnul Dujanovski să vadă dacă avem noi cadrul legal ca să măsurăm terenul, dacă e terenul primăriei. Putem să-l măsurăm la primăriei? Nu, mami, că la mine terenul este clar, nu mai sunt stabilit. E la dumneavoastră sau al primăriei terenul? Că nu mai rețin. E al meu, o parte. Am decât 23 de metri pentru care vă plătesc chirie. Îl măsurați dumneavoastră cu o firmă de specialitate, nu noi. Pentru că nu avem dreptul să măsurăm un teren privat. Nu avem de ce. Păi da, da, trebuie să măsurați ca să pot să fac gard, să-mi dați autorizație de gard. Nu măsurați aveți și chirie acolo. Și ne explicați în chirie? Nu. În proprietate. Da. Mami, insistă să vină domnul. Da, 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 eu sunt de acord să vină domnul. Da, domnul, insistă să vină domnul. Sunt de acord să vină domnul. Da, domnul, închis domnul. Da, declar închisă, ca ședința, ne vedem mâine.